Desfășurare de forțe la penitenciarul de la Bârcea Mare. Pompierii au desfășurat un exercițiu tactic complex cu forțe și mijloace tehnice pentru gestionarea unei situații de urgență generată de incendiu. Salvatorii au folosit 6 echipaje operative care au intervenit cu o parte din autospecialele aflate în dotarea detașamentului DEVA. 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție la înălțime, o ambulanță SMURD, o automacara și un container multirisc. La penitenciarul din localitatea Bârcea Mare a avut loc o desfășurare complexă de forțe și mijloace tehnice ale pompierilor detașamentului DEVA în cadrul unui exercițiu pentru gestionarea unei situații de urgență generată de incendiu. Pompierii militari au acționat pentru limitarea și stingerea incendiului, eliminarea posibilelor pericole și evacuarea victimelor. În analiza ulterioară a rezultatelor exercițiului s-a constatat că acțiunea pompierilor de veni a fost coordonată și s-a desfășurat conform tuturor procedurilor și cerințelor în cazul unor astfel de intervenții complexe care ar putea avea loc la obiective cu risc deosebit.